Bun găsit tuturor! Bine ați venit, domnule Teodor Baconski! Vom sta împreună 90 de minute pentru a încerca să facem portretul unui personaj greu portretizabil. Jean d'Ormesson, despre care discutăm astăzi, a fost ziarist, a fost diplomat, a fost un intelectual public important în a doua jumătate a secolului 20 în Franța, dar a fost înainte de toate autor. A lăsat în urmă o prolifică operă de romancier, eseist, memorialist. Cartea în jurul căreia o să ne învârtim se numește Frumoasă a fost această viață totuși. Este o masivă autobiografie pe care a reușit autorul să o scrie la Senectute. Cred că în limba franceză a apărut în 2016, pentru ca un an mai târziu o editură românească să dea și o versiune pentru publicul de aici. Voi face o mică introducere, apoi îi predau ștafeta domnului Baconski pentru a încheia cu un dialog. Trebuie să vă mărturisesc că am un obicei. Se întâmplă uneori când citesc o carte, după ce o termin, să încerc să o traduc în formele stilistice ale altei arte. Îmi spun cum ar suna această carte dacă ar fi o bucată muzicală. Sau cum ar arăta această carte dacă am traduce-o într-o compoziție plastică. Am făcut acest exercițiu de imaginație și cu autobiografia lui Jean d'Ormesson și mi-am imaginat-o în chipul unui album de fotografie. Mă întrebam, dacă ar fi să traduc această autobiografie într-un album, dacă ar fi să traduc cuvintele în termeni vizuali, ce imagine aș reține din ea? Care sunt imaginile cele mai puternice care răzbat din carte? Cu siguranță ar trebui în albumul de fotografie, care e viața lui Jean d'Ormesson, să avem multe planuri generale cu el în mijlocul societății. Jean d'Ormesson la dineuri, Jean d'Ormesson la recepții, Jean d'Ormesson la Academia franceză, Jean d'Ormesson în mijlocul prietenilor. Vreau să spun cu asta că acest om a fost o fire cordială, un om cu o suprafață socială excepțională, lucru care reiese cu asupra de măsură din autobiografia lui. Gândiți-vă că a trăit 92 de ani, din 1925 până în 2017, și că, într-un fel, a fost nu doar contemporanul unei jumătăți de secol, sau mai bine de atât, din istoria Occidentului, dar a fost un interlocutor al acestei istorii. Prin urmare, în albumul de fotografie pe care vi-l propun, în chip de traducere a cărții astea, planurile generale cu el în mijlocul oamenilor n-ar putea lipsi. Am vedea, de asemenea, răsfoind albumul, multe fotografii în sepia, cu el în chip de vlăstar de familie nobilă. Primele zeci de pagini din carte atestă prestanța genealogică a familiei din care vine scriitor. Am vedea, de asemenea, câteva superbe vedute. Trebuie să vă spun că Jean d'Ormesson a fost fiul unui diplomat, un om care a călătorit foarte mult, a condus misiuni diplomatice în Bavaria, în România, la București și în Brazilia. Prin urmare, niște imagini cu orașele în care familia d'Ormesson, împreună cu băiatul Jean, s-a mișcat, sunt de asemenea inevitabile. Am avea groplanuri cu el în chip de elev al Școlii Normale Superioare din Franța. Nu știu dacă mai am ceva de spus după. Credeam că mă prezentați pe mine și îmi dați... Da. O să răscumpăr greșeala. Nu, e comod. Fac doar un punctaj din simplu motiv că, în mod stupefiant, Jean d'Ormesson nu e o personalitate cu care publicul românesc să fie deja familiarizat. Câteva lucruri rapide, debitate școlărește, în chip de fișă, de dicționar, cred că sunt importante, urmând ca dumneavoastră să adânciți ceea ce vi se pare esențial. Spuneam că am avea în
albumul nostru de fotografie, imagini cu el la Școala Normală Superioară din Franța, probabil cea mai elitistă instituție universitară din Europa, o instituție la care el a reușit să fie acceptat. Am avea de asemenea imagini portret, portrete oficiale cu el, portrete ale birocratului care s-a întâmplat să fie. Jean d'Ormesson, pe lângă cariera lui de literat, a făcut și o carieră de funcționar la UNESCO, unde a fost angajat vreme de 40 de ani. Am vedea, nu mă îndoiesc, și stampe sau heralzi sau medalii cu el la Academia Franceză. Vreme de câteva decenii, Jean d'Ormesson a făcut parte dintre nemuritorii Academiei Franceze. L-am vedea cu siguranță fotografiat și în redacția ziarului Le Figaro, unde s-a întâmplat să fie director pentru o perioadă. Și am vedea, evident, instantanee cu el ca figură publică. De la un anumit moment încolo, în Franța, Jean d'Ormesson a fost omniprezent. Poate nu acaparator, obositor, dar în orice caz o prezență tenace, consecventă. Vă dau un singur exemplu, de data asta postum, ca să înțelegeți anvergura socială a personajului. A murit în decembrie 2017, dacă nu mă înșel, iar la înmormântarea lui și-a făcut apariția mai toată floarea mandarinatului francez, dinpreună cu câteva figuri importante din lumea politică. Emmanuel Macron a fost acolo și a ținut și un discurs. François Hollande a fost acolo. Nicolas Sarkozy de asemenea. Închei rapid invocând câteva viniete pe care le-am putea adăuga la album și care l-ar arăta pe Jean d'Ormesson în chip de epicurean. Vorbim de un scriitor care a știut să trăiască. A avut savoir vivre, cum se numește. A călătorit, a schiat, a cunoscut măririle lumii, s-a îmbarcat la un moment dat pe un transatlantic, a alergat după femei, cu sau fără succes, a sărit cu parașuta, s-a scăldat în mare, a jucat în film. În sfârșit, în chip de fundal pentru toată viața lui, am vedea în album o serie de acuarele cu locurile numeroase în care a călătorit și pe care le-a iubit ca turist. L-am vedea fotografiat în Grecia, în Croația, în Italia. Îi mărturisea la un moment dat unui prieten următorul lucru. Spunea d'Ormesson: să mori când ai o viață urâtă e o ușurare. Să mori atunci când ai avut o viață ca a mea e o dublă pedeapsă. Putem înțelege din introducerea improprie pe care am făcut-o, din micul album de fotografie imaginar pe care l-am construit, că acest suspin al lui d'Ormesson, al celui care știe că a avut o viață frumoasă, nu e lipsit de acoperire. Fac legământul tăcerii și vă ascult. Bună seara! Desigur că se cuvine să încep prin a mulțumi domnule Alex Păun și Asociației Calderon pentru ideea de a organiza o astfel de dezbatere și evocare, mai exact, a unei figuri arhicunoscute a scenei intelectuale franceze postbelice și de a face acest lucru îngăzduirea Institutului Cervantes. Mergem și noi pe urmele atâtor compozitori francezi care și-au găsit principala sursă de inspirație în peninsula iberică. Cred că cele spuse de domnul Păun cu titlu introductiv v-au creionat deja în linii mari biografia lui Jean d'Ormesson. Mă îndoiesc că printre cei care au înfruntat ghețușul pentru a ajunge pe terenul la fel de alunecos al culturii sunt oameni care nu îl cunosc pe Jean d'Ormesson și cărora ar trebui să îl descoperim ex nihilo. Cred că această carte ne adună la oaltă, merită citită pentru că e scrisă ca un suprem exercițiu de luciditate la finalul unei vieți policrome, câteodată spectaculos de hedoniste, în orice caz al unei biografii care și-a devorat eroul. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru.
Toți autorii sunt narcisici. Toți autorii produc literatură, de un fel sau altul, pentru a se pune în scenă pe ei înșiși, pentru a atrage atenția asupra singularității lor, asupra universului lor mental presupus ireductibil și irepetabil. În schimb, când te numești Jean Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson, când te naști în 7e arrondissement, orașul, cartierul înaltei burghezii pariziene, și când îți încheie existența la Neuilly-sur-Seine, care este cea mai pretențioasă, să zicem așa, suburbie aristocratică a Parisului prustian, evident că nu poți să te comporți ca orice alt scriitor. Tu ești, de fapt, așa cum a fost Jean d'Ormesson, obligat să nu fie doar un individ, ci să se comporte ca un exemplar. Adică cineva care are o datorie inerentă nașterii sale. Nu s-a construit pe sine după un model sau altul, într-un mediu social sau altul, ci a fost injectat din fragedă pruncie cu conștiința, nu i-aș spune de clasă, dar cu conștiința apartenenței la o categorie, și anume aristocrația franceză, care are o datorie față de strămoșii ei fondatori și totodată chemarea de a fi suficient de vicleană pentru a supraviețui într-o democrație. Și Jean d'Ormesson, fără îndoială, a avut această conștiință, cine e, ce trebuie să facă pentru a se adapta la peisajul celei de-a cincea republici, la peisajul, să zicem, Franței goliste, dar și al Franței lui Mai 68, și a reușit cu brio acest lucru, pentru că nu era doar un vlăstar al unei familii auguste, ci și un extraordinar observator al scenei contemporane, un om de o mare acuitate, care, fără să devină ipocrit, a reușit să se facă simpatizat sau acceptabil tocmai în acest mediu de multe ori secularist, de multe ori laicist, acest mit al laicității care definește Franța actuală, și să nu devină un nici un aristocrat intangibil care se adresează unui cerc ezoteric, dar nici un aristocrat saltimbanc, un aristocrat care își neagă propria condiție pentru a deveni popular. A rămas indiscutabil el însuși fascinat de norocul propriei vieți, pe care nu-l decoda în termenii privilegiului social, ci în termenii unei mari continuități, a unei mari tradiții intelectuale. El s-a străduit să se ridice la nivelul acestei tradiții, să nu o dezmintă și să nu o facă pierdută. Sigur că, în ce mă privește, fără să fiu un expert în Jean d'Ormesson, îl simt apropiat și dintr-un motiv absolut subiectiv, printr-o coincidență pentru mine semnificativă, s-a născut exact în ziua și în anul în care s-a născut tatăl meu, 16 iunie 1925. Pe de altă parte, știm deja că d'Ormesson n-a cunoscut România de la distanță. La începutul pubertății și-a însoțit tatăl și familia într-o misiune diplomatică la București. În această carte, bineînțeles că evocă, întrucât își evocă întreaga viață, evocă și există și un episod al acestei prezențe la 10, 11, 12 ani la București, el fiind deja suficient de matur intelectualmente pentru a observa și a reține personalitățile cu care tatăl său, ca ambasador al Franței, se întâlnea. Și bineînțeles, ia tout ce beau monde din București, anilor 30-40, care
se mișcau undeva între Sinaia și București și care participa, prin membrii săi foarte francofoni, atât cât se putea la dinamica politico-diplomatică a continentului. D'Ormesson s-a declarat toată viața, și nu avem de ce să nu-l credem, un iubitor al României, a rămas, bineînțeles, în contact cu marii români din exil, incluzându-l pe Cioran, și a devenit, după prăbușirea comunismului, chiar membru de onoare al Academiei Române în 1995. Ce însemna să-ți îndeplinești obligațiile de castă pentru un tânăr care copilărise în curtea unui castel de poveste și care nu a fost la școală, așa cum nici domnișoara de Crayoncourt, viitoarea Marguerite Yourcenar, nu a fost la școală. Pe vremea aceea și până nu de mult, în familiile aristocratice, copiii erau educați acasă, cu, desigur, aportul direct al familiei. De pildă, Marguerite Yourcenar a învățat foarte bine greacă veche și latină cu propriul tată. La fel și Jean d'Ormesson. A rămas într-un turn de sticlă, luându-și niște probe școlare prin corespondență, și a dat cu ochii de viața reală abia când a fost vorba să se înscrie la celebra Normale Sup, care e cotată ca un fel de fabrică de genii. De fapt, nu fabrică, ci refugiu pestriț al unor oameni extrem de înzestrați care profită de sistemul marilor școli, așa cum a fost fondat de Napoleon. Marile școli din Franța, de pildă Ecole Polytechnique sau Sciences Po sau Normale Sup, sunt din capul locului concepute pentru a selecta din cele 60 de milioane de cetățeni ai Franței o viitoare, o nouă și mereu nouă generație de lideri. E o școală, bineînțeles, în care se intră foarte greu, se supraviețește și mai greu, și ai cărei absolvenți încep să populeze în mod tradițional deja structurile puterii, ale diplomației, ale marilor corporații încă controlate de stat, pentru că Franța, ca model economic ultracentralizat, continuă să meargă cumva pe linia lui Colbert în materie de mari întreprinderi, și îl văd pe domnul Costin Borc, fostul nostru ministru, zâmbind, pentru că cunoaște din interiorul unei mari companii franceze cum stau lucrurile. Deci el dă cu nasul de lumea reală când se pregătește unde? La cele două mari licee pariziene care sunt anticamera marilor școli, și anume Louis le Grand și Henri IV. Acolo deja e un coșmar să intri. Toată floarea intelectualității franceze a trecut prin aceste două clase pregătitoare, să zic așa, Cagne și Hippocagne, care îi torturează pe elevii cei mai dotați din Franța timp de 2 ani pentru a-i pregăti pentru marile școli. Bun, el sigur că abia acolo a văzut că nu e singur pe lume, că chiar a dezvoltat un complex de inferioritate, era anturat de colegi care îi se păreau mai brilianți, și nu e de mirare, pentru că din cei 10-12 colegi care au fost admiși în acea promoție la Normale Sup, se afla și un anume Jacques Le Goff, și în fine, oameni care ulterior au devenit ei înșiși niște celebrități ale diferitelor domenii. Iar Jean d'Ormesson, o să observați citind cartea, a rămas toată viața pe nota aceasta modestă. Adică el părea să spună, sigur,
Nu sunt chiar lipsit de calități, însă e clar că am marele privilegiu de a mă învecina cu niște tipi care mă depășesc. Sunt cu adevărat, el întotdeauna s-a jucat. Viața lui a fost punerea în scenă acestei condiții de aristocrat, care e introspectiv, care este foarte egocentric, care știe să joace cu era media. Gândiți-vă că el devine o persoană matură prin anii 60, când Occidentul e deja remodelat social prin impactul televiziunii. Și trebuie să recunoaștem că de dragul vizibilității, al unei anume popularități care nu e niciodată trivială, Jean d'Ormesson s-a jucat foarte bine cu aceste instrumente. Adică, de pildă, a fost aproape un stâlp nelipsit din celebra emisiune a lui Bernard Pivot, Apostrof, care era rampa mediatică de consacrare a oricărui autor. Gândiți-vă că cultura franceză, sau mai exact francezii, înțeleg cu precădere prin cultură literele. E un popor mai puțin muzical, a avut fără îndoială o serie de mari pictori și compozitori, sculptori, etc., dar sau arhitecți peisagiști sau arhitecți tout court, dar rămâne o republică a literelor prin excelență, o cultură fascinată de cultul limbii franceze și totodată de posibilitățile acestei limbi de a surprinde universalul condiției umane, adică de a trece de frontiere, de a deveni exemplară prin producțiile, prin creațiile sale pentru restul lumii, ca un fel de pedagog al Europei, nu? Pentru că practic Franța a jucat și acest rol, cel puțin în modernitate. Or, Jean d'Ormesson, după ce trece prin Normal Sup, l'École Normale Supérieure, devine normalien, cum sunt numiți, sigur că stă încă cu părinții, e un fel de flăcău indecis care nu știe pe ce drum să o apuce. În mod evident nu are o pasiune profesională definită, adică nu e de mic, știu eu, subjugat de o anumită direcție de cunoaștere sau de cercetare, de experiment, și atunci pur și simplu el, aproape întâmplător, întâlnind pe stradă un prieten de-al tatălui său, în fine, află că există această poziție într-un anume comitet de filozofi afiliat UNESCO și devine ucenicul lui Roger Caillois, care a fost și el un mare nume al culturii franceze. L'homme le sacré a fost tradus și în românește. De pildă, și Caillois a publicat acolo o revistă Diogène, o revistă interdisciplinară și o revistă cu un concept interesant, în sensul că invita diverse personalități ale unui anumit domeniu să se exprime în alt domeniu. De pildă, marele lingvist Emil Benvenist scrie despre, în Diogène, despre dansul albinelor, sau cu tare somitate din hematologie și exprimă, face o analiză a faimosului Radeau de la Méduse, tabloul lui Géricault. Erau anii 60, anii postbelici, anii în care UNESCO avea încă un imens prestigiu ca gestionar al unei noi culturi globale și a unei cooperări internaționale menite să consolideze pacea. Pentru că generația precedentă trecuse prin două războaie mondiale și era sătulă de masacre, de distrugeri patrimoniale, de confuzie, de frică. Și atunci anii ăștia 60 în Occident, spre deosebire de situația din partea noastră a cortinei de fier, au fost extrem de efervescenți pe planul acesta cosmopolit și UNESCO era într-adevăr un forum din sistemul onusian care își oferea mijloacele pentru a publica albume somptuoase, pentru a organiza recuperări semnificative, pentru a grupa intelectuali din elita tuturor statelor membre.
Așa încât acolo, timp de mai multe decenii, de fapt, pentru că UNESCO a devenit un soi de a doua casă a lui, a lui Jean d'Ormesson, el are privilegiul de a întâlni toată floarea culturii internaționale a acelor decenii. Și mereu, mereu în jurul lui Roger Caillois, un om de o borgesiană erudiție și un tip cu o curiozitate polimorfă, polivalentă, politropică, care bineînțeles că l-a influențat foarte mult. Dar dorința lui de a fi văzut și de a fi iubit, de a fi apreciat, s-a manifestat și într-o formă ceva mai trivială, și anume prin jurnalism. Se întâmplă că tot prin rețeaua lui de contacte sociale la vârful societății franceze, că ajunge directorul ziarului de dreapta lui Figaro, care avea atunci redacția chiar în rond-point de Champs-Élysées, adică nu se putea o adresă mai snoabă decât asta. Și la Le Figaro, de asemenea, lucid modestul Jean d'Ormesson se pune sub aripa unui patron intelectual uriaș, care a fost Raymond Aron. Raymond Aron, opusul lui Jean-Paul Sartre, ca să zic așa, oficia prin cronica lui din Le Figaro, o cronică a ideilor liberale, de dreapta, și care, bineînțeles că s-a înțeles cu noul director al publicației, până când Jean d'Ormesson și-a dat seama că opera lui riscă să sufere dacă el se dedică exclusiv ziaristicii, cu mizele sale politice legate de diverse campanii prezidențiale sau mai știu eu de ce alte subiecte, și s-a retras pentru a se dedica în ultima bună parte a vieții lui practic scrisului. Acum, sigur că, așa cum spunea domnul Alex Păun, avem de a face cu un scriitor prolific. Peste 30 de volume, chiar și pentru un francez bine educat, aproape erudit, extrem de îndrăgostit de limba lui, e o recoltă mai degrabă neobișnuită. Și trebuie să recunoaștem că nu-l putem acuza de grafomanie. Adică avem și noi pe aici oameni care spun că au scris 40 de cărți sau... Dar totuși d'Ormesson n-a lăsat niciodată ștacheta, adică nu găsim nicio carte de-a lui proastă sau diluată sau manierist reprodusă, ci pur și simplu în fiecare el continuă să se pună în scenă. De fapt, mi-e teamă că n-avem de-a face cu un romancier, ci mai degrabă cu un eseist care își dramatizează ideile. Dialogic, care pune în scenă diverse situații, de obicei imaginare, dar care nu are nici minuțiozitatea abisală a lui Proust în surprinderea unei dialectici sufletești, nu are nici tușe balzaciene de panoramă socială, ci mai degrabă e tot un joc intelectual destul de plezirist, cum ar spune Dance Mihăilescu. Într-adevăr, bun, puteți găsi foarte simplu pe internet, am această listă a cărților lui, deschisă prin acest L'amour est un plaisir, la 1956, și care continuă mult și bine, dată fiind și vârsta la care Jean d'Ormesson pleacă dintre noi. Dar momentul de cotitură în această construcție a operei
E în 1971, când el publică un mare roman la La Gloire de l'Empire, mă rog, un fel de montaj shakespearian într-un regat imaginar, conflictul cu rivalitatea a două mari familii, dar cert este că asta îl face remarcat ca bun servitor al memoriei franceze de către academicieni. Și e invitat să obțină, să ocupe acolo fotoliu cu numărul 12. Problema e că Academia Franceză are 350 de ani și niciodată nu a avut un criteriu de selecție definit. Au fost pe acolo genii ale Franței și mai cu seamă literați și istorici, dar și mari figuri ecleziastice și de cardinale, erudiți, așa mai departe, dar nu e o chestie la care accezi, nu știu, odată ce ai împlinit 60 de ani, să zicem, sau dacă mai curând ai cu tare sau cu tare care... Ei se recunosc între ei, ăsta e adevărul. Adică, practic, nu știu, le jeune à la d'Ormesson, era normal să ocupe un fotoliu. Adică nu. E o chestie de aristocrația spiritului mai degrabă, dar în care aristocrația de sânge și cea de robă în serviciu Franței își spun întotdeauna cuvântul. Deci el devine un academician mai degrabă tânăr și se vede că aduce un suflu nou, pentru că devine nașul de Academie franceză a primei femei de la Academia franceză. E vorba de deja evocata și de foarte dragă mie, Marguerite Yourcenar. Acum, sigur, cine a citit măcar memoriile lui Adrian sau L'Oeuvre Noire sau Le Memoire d'un Homme Obscur și așa mai departe, știe că Yourcenar e atât de mare scriitoare încât pur și simplu se putea lipsi fără să pară sfidătoare de laurii Academiei. Avea nevoie de asta. Ea totuși a acceptat, le-a spus academicienilor misogini că nu va trece pe acolo la ședințele consacrate Marelui Dicționar al Limbii Franceze și chiar s-a ținut de cuvânt, pentru că s-a întors în Maine, în insula ei. Dar d'Ormesson a făcut un lobby eficient, spărgând o tradiție misogină de 350 de ani. Există filme care... De fapt, mici interviuri cu membrii de atunci Academiei Franceze care spuneau lucruri astăzi, pentru urechile noastre, absolut scandaloase. Adică, 350 de ani am fost așa, nu văd de ce n-am rămâne așa, adică fără prezențe feminine încă pe atât. Erau foarte, foarte obtuzi. Până și un apostol al, nu doar al antropologiei structurale, dar și al depășirii oricare forme de rasism, Claude Lévi-Strauss, care era bine înșurubat în propriul său fotoliu, a strâmbat din nas la ideea că va fi coleg cu Marguerite Yourcenar. Sigur că odată creat precedentul, au apărut ca membri ale Academiei și alte personalități feminine, Hélène Carrère-Doncos și altele, dar sau, sigur că, de exemplu, belgienii, atât de disprețuiți și nu doar prin Baudelaire de către francezi, fuseseră mai liberali, pentru că Marguerite Yourcenar era deja membră a Academiei Regale belgiene în momentul cooptării sale la Academia franceză. Dar cert este că, spre deosebire de ea, care le-a făcut o concesie olimpiană acestor moșneguți anacronici, d'Ormesson s-a simțit ca peștele în apă, în fracul de academician. Mi-e limpede că
l-a interesat să-și upgradeze periodic Legiunea de Onoare, până a ajuns la Grand Croix. E limpede că adora ritualul. Era vorba, în primul rând, de un ritual. Un ritual între masculi geniali, care sunt conștienți de asta și care se bucură să evolueze în văzul adoratorilor unei națiuni îndrăgostite de propria cultură. Și trebuie să-l vedem și în această dimensiune frivol mondenă pe Jean d'Ormesson, care nu doar că a gustat viața cu toate simțurile, dar era un expert în Roma și Veneția, cele două orașe ale plăcerilor rafinate. Era foarte jet set oriented, adică prieten cu Gianni Agnelli, de exemplu, patronul mitic al uzinelor Fiat, sau client al unui pantofar al regilor, de care, sincer, am aflat și eu via Jean d'Ormesson. La Roma, de pe vremea, de la mijlocul secolului XIX, există și s-a reînființat de curând un atelier de pantofărie fondat de un artizan sicilian pe numele lui Gatto, adică pur și simplu pisică, care a produs în patria pantofilor și artizanatului impecabil niște pantofi atât de buni încât toți regii și mari bogătași ai Europei au devenit clienții lui și a permis să refuze comanda de 48 de perechi făcută de un prinț saudit, pentru că a spus, dom'le, eu înseamnă să dau toată producția atelierului pentru un singur client și nu pot să-mi permit asta. E, Jean d'Ormesson ținea să se încalțe de la, și de la Gatto, bănesc că totuși a avut și alte preferințe. Dar ca să vedeți un pic această pretenție, dom'le, vreau tot ce e mai bun, nu vizibil, nu celebru. Mă simt în mod firesc în această... E lumea mea, în fond, e lumea strămoșilor mei, e lumea culturii, e lumea cavalerilor de industrie, e lumea gentlemanilor, a doamnelor, a flirturilor subtile și el a evoluat cu toată naturalețea într-o lume care, sigur, pe noi ne face să visăm și să bovarizăm, că nu pot să spun să hamletizăm. Nu prea putem să fim în acea lume, așa încât nu ne putem pune problema de a fi sau nu în ea. Dar cert este că d'Ormesson a văzut acest oficiu ca intelectual public tot ca pe o formă de serviciu făcut națiunii, statului, într-o tradiție de acest fel. Și cred că, deși politica nu l-a tentat imediat, adică pe plină n-a fost niciodată candidat, de altfel, ce poate fi mai nearistocratic decât să te supui sufragiului universal? Ori n-a fost politic, n-a cochetat cu politica, în schimb l-a jucat pe un președinte socialist într-un film, și anume pe François Mitterrand, într-un film numit, cu un joc de cuvinte tipic francezesc, Les Saveurs du Palais, Palatul Élysée și Palais, da, gastronomic vorbind, pentru că filmul era de fapt despre relația dintre François Mitterrand și cea care conducea oficia ca mare preoteasă a bucătăriei de la Palatul Élysée. Bun. Vă spuneam la început că a fost d'Ormesson un aristocrat care se acomodează cu democrația ca să nu-i se taie capul. Într-adevăr, și-a construit figura publică pe foarte multe, foarte multe contraste. De exemplu,
un reacționar cu deschideri de stânga, un golist european, pro-european, un conservator care crede în egalitate, un catolic cultural care se declară agnostic și îi admiră pe ateii care fac binele. El de altfel și spune undeva, dacă nu chiar în cartea asta, că își imaginează la dreapta lui Dumnezeu un ateu. Bun. Un om al erei media, așa cum spuneam, dar în același timp cineva care nu s-a alfabetizat digital. Spune foarte clar, nu țin să fiu conectat nici la telefon, nici la tabletă, nici cu alte cuvinte, e ceea ce îmi confirmă ceea ce mi-a spus cândva un cardinal de la Roma, care, mă rog, era începutul telefoniei mobile, sfârșit de anii 90, și mi-a spus, un om cu adevărat important nu are telefon mobil. Pentru că simplu fapt că e important îl face reperabil, indiferent de, de faptul că răspunde sau nu la telefon. Adică va fi găsit oricum dacă e cu adevărat important. Jean d'Ormesson a avut fără îndoială tipul ăsta de atitudine față de tehnologie. Mă bucur de o baie în mare, de jur împrejurul Mediteranei, de măslinii și portocalii sălbatici din Calabria, nu știu, trăiesc, citesc o carte bună, am plăcerea unei cravate Marinella, bun, dar în niciun caz nu e la dispoziția celor care îl caută. Un om vechi, totuși, a rămas sub această mască mondenă. Un om care nu se bucură de viața lui, dar ar fi preferat fără îndoială să trăiască mai de mult. Adică să nu fie un fiu al veacului 20. Acum, ce filozofie avea Jean d'Ormesson? Dincolo de această capacitate de a admira, de a se bucura, de a se împăca, de a ierta, de a fi vesel, de a fi disponibil, de a fi curtenitor, de a nu-și arăta niciodată cicatricile și necazurile, potrivit definiției gentlemanului, care nu-și dezvăluie pentru a capta compasiunea cuiva, nici maladiile, nici, știu eu, alte necazuri. El, Jean d'Ormesson, vreau să spun, era, bineînțeles, pe linia lui La Rochefoucauld, care spunea l'honnête homme, în fine, cel care e cu adevărat un domn, ne se pique de rien. Adică, pur și simplu, nu are pasiuni partizanate, nu e încrâncenat, nu e unilateral, nu se lasă confiscat nici de o ideologie, nici de o anumită mișcare politică. E oarecum la egală distanță de tot, pentru a profita de tot și pentru a rămâne liber, pentru a rămâne independent. Cam asta e, în linii mari, exemplarul pe care Jean d'Ormesson îl încarnează aproape perfect. Sigur, tatăl diplomat l-a influențat și ca dovadă că el spune că autorul lui de referință este René de Chateaubriand, care tot așa, un aristocrat care a făcut și diplomație, mult mai multă politică decât a făcut d'Ormesson, dar în orice caz cineva plebiscitat ca erou al intelectual al vremii lui. Așa s-a dorit și el și în mare măsură a reușit. Pentru că deși ne-a părăsit, sau tocmai de aceea, au apărut deja în Franța 3 sau 4 biografii, volume dedicate lui d'Ormesson. Au fost și alți intelectuali publici foarte mediatizați și mai sunt în Franța.
Franța are emisiuni de cultură mitice sau reinventate, altele mai noi, mai așa un pic mai plebe, dar totuși invită des intelectualii la televizor, ceea ce la noi nu se întâmplă. Și există printre acești intelectuali și oameni care au abuzat de nesațul ăsta al mediatizării și au devenit caragioși, caricaturali. Sunt personaje din celebrul show Le Guignol de Zinfo, sau De L'Info, cum era cum așa. Bon. BHL, Bernard-Henri Lévy, e un intelectual angajat, care a trecut de la stânga la dreapta, care își dă cu părerea despre orice conflict de pe glob, care spune cum stau lucrurile de fiecare dată, care se ia în serios, care nu e autoironic, care e supărăcios, suspicios, opusul lui Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, când apărea la televiziune, și puteți verifica treaba asta pe YouTube, era solar, era senin. Era ca și cum ar fi întrebat pe toată lumea, dar ce v-a apucat? Adică, de ce nu vă calmați un pic? Da? De ce vă enervați pe subiectul ăsta sau pe ăla? Viața e frumoasă, trebuie să trecem dincolo de conflictele mărunte, să vedem lucrurile înalte, să nu ne irosim energia în ciocniri meschine și așa mai departe. Acesta a fost Jean d'Ormesson și sigur înțelegem cât de mult vroia să fie iubit el cu nasul lui de Cyrano de Bergerac și cu privirile lui Michel Morgan. Așa spunea despre el însuși. Da, vrea să fie iubit, dar merita să fie iubit. Asta e sincera mea opinie. Și merită să fie descoperit, pentru că de ce ar rămâne un exemplar doar pentru casta lui? De ce n-ar fi un exemplar de intelectual european bun în toate vremurile și deceniile? De ce nu am căuta să îl imităm și să-l adoptăm ca exemplu, ca mod de a trăi? Nu a fost, pentru că niciun aristocrat de veche viță nu prea mai e bogat în Europa. Unele familii, mă rog, au intrat și în industrie, în comerț, dar cu un succes limitat și nici d'Ormesson n-a dus-o bine. Dimpotrivă, a avut și câteva perioade de restriște, nu? Deși am putea râde de ele. De pildă, când familia lui se refugiază în Franța ocupată, în sudul Franței, în Franța liberă, și ce ne povestește el e că nu aveau lemne, era cam frig în casa în care stăteau. Sigur că alți francezi, mai puțin privilegiați prin naștere, au trăit experiențe cu mult mai traumatice decât atât. Dar, dincolo de asta, acest om și-a păstrat vibranta umanitate, a pus-o la lucru în mod creativ, a trăit frumos, fără să devină un dandy sau un revoluționar de profesie, a reușit să încarneze în secolul 20 și un pic din secolul 21 acest ideal inoxidabil al lui Honnête Homme, care, oricât ar fi de democratice și populiste vremurile, ar trebui să ne inspire și pe noi. Vă mulțumesc și cred că putem să deschidem dialogul. Sunt multe piste pe care ați spus discuția. Ea era deja ramificată după scurta mea introducere. Ar fi într-adevăr de amănunțit câteva dintre punctele pe care le-ați atins. A spus domnul Baconski la un moment dat că Jean d'Ormesson a cunoscut practic toată elita timpului său. A fost interlocutorul unei întregi jumătăți de secol. M-am amuzat, îi spuneam domnului Baconski la telefon zilele trecute, să fac un inventar personal al oamenilor importanți pe care i-a cunoscut Jean d'Ormesson și pe care îi invocă pasager sau substanțial în cartea despre care discutăm astăzi. A ieșit un fel de răboj obez, strivitor, pe care o să vi-l citesc ca să înțelegeți ce calibru a avut notorietatea omului.
Dar care Răboș mă face și un pic invidios. Trebuie să vă mărturisesc că am citit cartea pe jumătate admirativ și pe jumătate iritat, văzând cât de bine le merg unora toate. Aparent. Vă rog, prin urmare, să aveți răbdare să parcurgem acest index de nume. În copilărie, în casa părinților lui, ni se spune în autobiografie, venea uneori în vizită baronul Rothschild, din faimoasa dinastie financiară cu același nume. Cât timp a fost la București, a copilărit printre picioarele unor fitecine, precum Nicolae Titulescu, Gheorghe Tătărescu, Elena Văcărescu, Marta Bibescu, oameni care îl frecventau pe tatăl lui. Tot la București, ne povestește Jean d'Ormesson, părinții lui aveau grijă ca micul Jean să nu se joace prea des la paratul regal cu Mihai, fiul lui Carol al II-lea. Motivul era că în epoca aia, urmare scandalului legat de numele Elenei Lupescu, familia regală nu mai era chiar frecventabilă. Mult mai târziu, ne povestește în carte scriitorul, în peregrinările lui diplomatice, Jean d'Ormesson are ocazia să o întâlnească pe Elena Lupescu, unde? În Caraibe. A ajuns și acolo. Nu Elena Lupescu, ci romancierul. În liceu, ni se povestește, l-are profesor pe nimeni altul decât Jean Hippolyte, faimosul traducător al lui Hegel în franceză. Un viitor filozof este coleg în aceeași epocă, este coleg de clasă, e vorba de Claude Lefort. Dă la un moment dat un examen oral cu Henri Irene Maru, faimosul istoric al Antichității, tradus și la noi de câteva decenii bune. Ni se mai spune că în studenție are ocazia, el, om de dreapta, să se împrietenească cu lui Althusser, gânditor marxist care peste ani, dacă ne amintim, avea să-și stranguleze nevasta, cu sau fără legătură cu marxismul. Are prilejul Jean d'Ormesson să audieze cursurile filozofului Gaston Bachelard. La École Normale Supérieure este coleg cu oameni precum Jean-François Revel, actualmente un picuț uitat, pe nedrept, după gustul meu, filozof și jurnalist, coleg cu Michel Foucault, viitorul filozof, coleg și cu viitori istorici precum Jean Delumont, Jacques Le Goff, pe care l-ați invocat, și Paul Venn. Într-o zi, ca să ieșim un pic din cercul literaților, tot la Ecole Normale, tot când era student, vine să le cânte în odaia lor de lucru, lui d'Ormesson și câtorva colegi, Edith Piaf. Îl vizitează la un moment dat pe Paul Valéry, în tinerețe, Paul Valéry sfătuindu-l pe d'Ormesson să abandoneze filozofia în favoarea matematicii. În tinerețe, e un pasaj savuros în carte, filozoful Jean Beaufret, specialist în Heidegger, îi face avansuri homosexuale în timpul unor plimbări. E picant pasajul în care îi spune, încercând să-l înduplece pe d'Ormesson, hai, domnule, că dacă te sodomizezi de 3-4 ori, nu o să treci de partea cealaltă a fileului. Rămâi în partidul tău. Ni se povestește în carte cum un alpinist francez, Maurice Herzog, faimos în anii 50 pentru cucerirea masivului Annapurna, îi fură o iubită. În epoca în care lucrează la UNESCO, o epocă întinsă pe 10 de ani, grație funcție pe care o deține acolo, d'Ormesson se împrietenește cu Nikos Kazantzakis, cu Julio Cortázar, cu Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes sau William Styron. Îl invită la un moment dat pe André Malraux la un eveniment internațional pe care îl avea în organizare. La un alt colocviu de care se ocupa, îl invită pe Sartre și Marcuse. Ia prânzul la un moment dat cu Greta Garbo, care a vrea să-i facă pe plac, și începe să-i cânte la ureche o melodie a lui Marlene Dietrich. Evident, cu pagube semnificative. La o cină ulterioară dată de Georges Pompidou, se întâmplă ca Jean d'Ormesson să fie de data asta așezat lângă Marlene Dietrich, care îl simpatizează și îl invită la o cafea, dar căreia Jean d'Ormesson face greșeala de a-i povesti
secvența cu Greta Garbo, din nou cu pagube semnificative, cafeaua pică. La o altă petrecere apucă să-l cunoască pe creatorul de modă francez, Emmanuel Ungaro, căruia, confundându-l cu un bancher, se străduiește toată seara să-i vorbească despre balanțe de plăți, credite și provizioane. Se apropie la un moment dat foarte mult, și subiectul e tratat preț de câteva pagini în carte, de gânditoarea elvețiană Jean Hersch, care spune că îi datorează mai tot ce știe din filozofie. Cinează la un moment dat cu pianistul polono-american Arthur Rubinstein. Este prieten cu Giscard d'Estaing, președintele Franței între 1974 și 1981. Este cooptat în comitetul de lectură al editurii Gallimard, unde are ocazia să se împrietenească cu scriitorul Raymond Queneau. Candidează la Academia franceză la sugestia prietenului său, Paul Morand, un alt amic al României. La Academia franceză, ne povestește Dormesson, îl cunoaște pe Eugen Ionescu. Îl cunoaște de asemenea pe antropologul Claude Lévi-Strauss, cu care este coleg și la Academie. Ia cina, la un moment dat, cu Cioran. Încearcă să-l impună, după modelul care funcționase cu Marguerite Yourcenar, pe lui Aragon la Academie. Ajunge director la Le Figaro, iar acolo, ori de câte ori are ocazia, se sfătuiește, pentru chestiunile mai importante, cu Raymond Aron, care este un fel de mentor. Îl concediază de la un ziar pe Bernard Pivot, care totuși după aceea rămâne prieten. Bernard Pivot, concediat din presa scrisă, ajunge la un moment dat în presa vizuală, ajunge un star mediatic în Franța, cu urmarea că îl invită de cel puțin 20 de ori în emisiunile lui pe Dormesson. Încheie ironică, pentru a-i mulțumi lui Dormesson că demițându-l i-a schimbat viața, Pivot a ajuns foarte bogat, își botează piscina de acasă cu numele lui Dormesson. Îl cunoaște pe prozatorul Romain Gary la un dineu și, ultimul lucru, foarte interesant, în 1995, în ziua în care se încheia mandatul de președinte al lui François Mitterrand, este ultimul om cu care Mitterrand are un dialog la Palatul Élysée, cu câteva zile înainte de încheierea mandatului și predarea ștafetei către următorul președinte, Mitterrand îl sună și îi spune: știi, aș vrea ca joi să vii la mine la palat să stăm o oră, două de vorbă. Păi da, nu e ziua în care predați ștafeta? Nu, ceremonia are loc la ora 11, tu poți să vii la 9. Și are loc un dialog de final de mandat, de final de carieră de politician, un soi de tragere de cortină. Pentru că Mitterrand n-a fost niciodată un om de stânga, cu adevărat. Dar... reiese și din carte. Și a fost, în plus, un causeur, un om cu lecturi. Vorbea o franceză de grand siècle. Da. Am făcut tot pomenicul ăsta ca să înțelegeți, pe de o parte, oportunitatea discuției despre o astfel de figură, pe de altă parte, cu ce sentimente amestecate citești când vezi că un om a avut, prin naștere, dar și prin merite proprii, șansa să se miște pe un etaj social atât de înalt. E un index pe care nu-l găsiți în carte, dar pe care eu m-am amuzat să-l fac. Aș mai comenta ceva, dacă îmi dați voie. Ați vorbit despre contrastele lui temperamentale, despre cum însușirile pe care Jean Dormesson le avea stăteau unele cu altele într-un raport de dialectică. Era un om tras simultan în mai multe direcții. Aș spune că lucrul ăsta a fost ilustrat și la nivelul prieteniilor. Nu doar la nivelul comportamentului lui de zi cu zi sau la nivelul convingerilor pe care le avea. Gândiți-vă, vă spun dumneavoastră, le spun prietenilor noștri, că el a fost prieten foarte bun cu Paul Morand, dar a fost prieten de o viață și cu lui Aragon. Gândiți-vă la faptul că l-admira enorm pe Raymond Aron,
dar organizează euforic un colocviu de filozofie despre Marx. Gândiți-vă că citează în câteva rânduri, în cartea lui, din Henri de Montherlant, lucru care m-a emoționat foarte mult, pentru că sunt un cititor de Montherlant, dar invită la un colocviu pe care îl organizează, cum spuneam, oameni precum Marcuse sau Sartre. Un lucru pe care l-ați atins, se trage dintr-o familie tradiționalistă, dar militează, e tenace în susținerea Marguerite Yourcenar la Academia Franceză. O să vă citesc rapid pasajul pe care îl dedică lui Yourcenar cu prilejul intrării ei în Academie, pentru că are și ceva comic. În 1981, citim în autobiografie, în ciuda tuturor piedicilor, am făcut-o să intre în această organizație pe prima femeie din lunga ei istorie. Să spunem lucrurilor pe nume. Pe drept sau pe nedrept, stimabilii mei confrați nu acceptau cu niciun preț o femeie. Academia era un trib. Tribul avea ritualurile lui. Niciun regulament nu interzicea accesul femeilor în sânul vechii instituții. Trebuie să spun, nu am acționat din feminism, nici din complezență. Nu o cunoșteam pe Yourcenar. Nu o întâlnisem niciodată pe autoarea Pietrei Filozofale. Cu o naivitate de copil, nu găseam niciun motiv ca să nu o acceptăm printre noi. Nimic nu mă irită mai mult decât bunăvoința sufletelor pioase care mă felicită că am contribuit la intrarea unei femei în Academia Franceză. Nu am avut nicio contribuție. Am impus-o pe Yourcenar unei companii atașate din totdeauna particularităților sale și căreia schimbarea îi displăcea în mod profund. Bătălia a fost foarte dură. Insultele au venit de peste tot. Am fost numit lichea. Unul dintre confrați m-a acuzat de susținerea candidaturii unei femei pentru a-mi face publicitate, eu. Mi s-a întâmplat să părăsesc cu indignare abia ascunsă sala de ședințe. Argumentele de ambele părți erau la un nivel lamentabil. Cei mai moderați comparau Academia cu un turn Eiffel, a cărui valoare rezida doar în vopsea sau poate în rugină. Cea mai mică zgârietură risca să distrugă venerabilul monument. Cei mai înflăcărați își puneau întrebări înfricoșate. Regula Academiei este că toți membrii sunt egali. Când un mareșal, un cadorisit cu premiul Nobel, un fost președinte al Republicii este ales, confrații săi îi arată surâzători că, până la următoarea alegere, el va trece la locul său, adică va fi ultimul. Ce s-ar întâmpla dacă un misionar, membru nou ales al companiei, ar fi în fața unei uși cu unul sau altul dintre confrații săi? Cine ar trece primul? Aici subtilitatea academicienilor era nemăsurabilă. Cine ar trece primul? Ea, deoarece este femeie, sau unul dintre noi, deoarece este mai vechi? Acestor argumente destul de lamentabile, le răspundeam chiar și mai lamentabil. Nu vreți o femeie? Vă propun una care cumulează toate avantajele. Nu doar că are un talent care nu e departe de geniu, nu e nimic, chiar nimic, dar nici nu o să vă încurce mult. Locuiește în America și nu va fi niciodată prezentă aici. Yourcenar a fost aleasă contra convingerilor și dorințelor unei largi majorități, deoarece membrilor le era imposibil să se declare fățiși împotriva ei. În ziua scrutinului, presa din lumea întreagă, canalele de radio și de televiziune de peste tot, asediau Academia. Un jurnalist m-a întrebat, deci, ce s-a schimbat la Academia Franceză? Mi-am răspuns, de acum înainte, e clar, vor fi două toalete. Pe una va fi scris domn, iar pe cealaltă, Yourcenar. E acest episod unul oarecum eroic, cu o încărcătură morală, umană, semnificativă, dar iată că el poate fi povestit și cu un greunte de haz. Domnule Baconschi, v-aș întreba ceva. Niciodată când am avut conferințe de genul acesta, când ne-am adunat în jurul unui om, în jurul unei cărți, nu am sfârșit apologetic. N-am simțit nevoia să cădelnițăm memoria augustă, nepătată, infailibilă
a unui autor. Ceea ce vreau să spun este că am apelat întotdeauna la onestitatea conferențiarului și l-am întrebat ce nu îi place la omul despre care discutăm, ce l-a deranjat la carte în jurul căreia dezbatem. Sunt, bănuiesc. Acum, sigur, cartea e gândită ca un dialog între eu și supra-eu, adică între sine și conștiința socială, care cenzurează, observă, impune reguli, constrânge. Și mi s-a părut poate ingenioasă în principiu această convenție de dramatizare a discursului, însă e puțin trasă de păr, pentru că e sub forma unui proces pe care societatea, nemulțumită de membrul ei, Jean d'Ormesson, îl deschide, îl intentează. Cred că un om care și-a fructificat atât de inteligent avantajul nașterii a unui mediu social obiectiv privilegiat și care s-a și bucurat de suficientă sănătate, longevitate, întâlniri admirabile care nu au rămas fără urmări, nu are de ce să se victimizeze implicit, ca și cum ar răspunde în pragul morții într-o sală de tribunal, pentru că francezii și frivoli și mult mai puțin republicani decât o afirmă, l-au îndrăgit pe Jean d'Ormesson și au avut nevoie de el, așa cum și la noi, mutatis mutandis, după o experiență bazată pe lupta de clasă, antiselecție și distrugerea elitelor vechi, depășite, vedem foarte bine deci cât succes au bucurat și se mai bucură, dacă mai există, ultimele lăstare, rămășițe ale aristocrației. Sau cât sunt de prizați, totuși, chiar cei care, neavând sânge aristocratic, au o aristocrație a spiritului. Deci poate că asta e un pic prețios, un pic tras de păr, să zici, domne. Și de altfel, nota asta concesivă de la, din titlu, bun, malgré tout, e în franceză, e și mai tare. Deci, frumoasă a fost această viață totuși. Păi, malgré tout, nu se mai referă decât la faptul că în dimensiunea ei actuală se termină. Dar altfel nu. Mi-e greu să găsesc ce l-a nemulțumit atât de mult în viața proprie pe d'Ormesson, încât să spună, doamne, până la urmă, ai, treacă de la mine, totuși n-a fost chiar așa de rău. Aici simțul autenticității mă face să detectez așa o mică poză care nu cred că îi trebuia neapărat. Altfel, e puțin enervant și în felul în care încearcă să-i riposteze supra-eului cu tot felul de formule perifrastice din astea plictisitoare ca o tragedie de Racine. Are un exercițiu de clasicist, adică devine manierist în momentele astea și se vede, da, poate, oricum e admirabil. Gândiți-vă, cartea aceasta a fost compusă, probabil că avea 90 de ani, nu? Acum, cinstit vorbim, și noi ne mai mirăm că o persoană sau alta la 90 de ani își menține mobilitatea intelectuală, dar a scris-o, adică vă dați seama la ce parametri funcționa luciditatea lui și conștiința lui critică, memoria lui și așa mai departe, dacă e o carte totuși impecabilă, totuși, malgré tout, e o carte impecabilă, adică e o carte foarte frumos scrisă, amuzantă, plină de grație, de naturalețe, în ciuda acestor tușe câteodată, să zicem, manieriste. Da. Trebuie să admit că modul în care e construită cartea mi-a dat și mie motive de iritare. Cum bine spuneți, cele 400 de pagini ale autobiografiei sunt de fapt un
proces. Dialogul pe care un scriitor, la finalul vieții, îl are cu un soi de judecător metafizic. Nu e metafizic, e imanent. Sau imanent. E, da, societatea însă. Toată cartea e un dialog între un pseudo-magistrat, care îi pune întrebări, care îl pune la punct și așa mai departe, și inculpatul, care e Jean d'Ormesson și care trebuie să mărturisească în apărarea lui despre propria lui viață. Evident că în ordine narrativă, această găseliță, acest dialog cu o altă voce pe care îl are d'Ormesson, e util. Uneori vocea îl readuce la un subiect care fusese abandonat fără să fie epuizat. Alteori vocea schimbă subiectul, alteori vocea pune întrebări incomode pe care poate singur nu și le-ar fi pus. În alte rânduri, interlocutorul acesta imaginar îi aruncă mingi la fileu. În alte ocazii, trage mici concluzii de etapă. Există însă și locuri în care intervenția vocii, intervenția magistratului, a interlocutorului, e foarte iritantă. Și o să vă spun exact la ce mă refer. Omul acesta scrie foarte bine. Dar dincolo de faptul că stăpânește toate trucurile stilistice pe care franceza îi le permite, el scrie și însuflețit. Există bună oară pasaje despre natură care simți că după jumătate de pagină, o pagină, încep să crească în temperatură, încep să te emoționeze, încep să aibă ceva tușant. La fel, există pasaje în care își evocă iubirile și în care, în mod inevitabil, odată cu acumularea frazelor, apare un anumit lirism, se îmbujorează cuvintele. La fel când evocă situații istorice tragice. Ce m-a nemulțumit pe mine a fost că ori de câte ori temperatura cărții creștea, ori de câte ori se strângea un pic de emoție, intervenea ca un contrapunct violent vocea interlocutorului pentru a risipi orice urmă de grandoare, de frumusețe, de lirism și tot așa. Ca să nu teoretizez prea mult, o să vă dau un exemplu din carte. Zice la un moment dat autorul, vorbind despre progres în era modernă. Progresul este un Ianus cu două fețe. Este o binecuvântare și un blestem. Progresul, atât de minunat, atât de căutat în locul potrivit, este o formidabilă mașină ce produce binele și multiplică răul. Oamenii trăiesc astăzi mai mult. Dintr-un punct de vedere dificil de contestat, ei trăiesc din ce în ce mai bine. Și, dintr-o anume perspectivă, ei trăiesc din ce în ce mai puțin fericiți. Sunt mai numeroși, prea numeroși, mai învățați și mai puternici. Pot să ucidă mai mulți oameni. Pot să facă să sufere din ce în ce mai mulți oameni. Din acea zi de septembrie, când tatăl meu mi-a anunțat începutul războiului și care făcea trimitere, prin ea însăși, la altă zi de vară, când moștenitorul unui mare imperiu era asasinat într-un orășel din Balcani, o serie de dezastre se vor abate asupra lumii. Lagărele de concentrare, gulagurile, șoacul, bombardamentele numeroase, chestiunea nucleară, suferințele pricinite de sistemul colonial, minciunile și crimele devin pâinea noastră cea de toate zilele. Timp de 4 sau 5 ani și chiar mai mult, în grade diferite, direct sau indirect, personal sau din solidaritate, prin transparență și comunicare, fiecare dintre noi nu va mai fi decât durere. Iată ceea ce sunt eu înainte de toate. Un copil al războiului. Magistratul. Cine vă credeți? Vă închipuiți a fi o persoană care lansează imprecații cosmice? Să ne liniștim. Vă cunosc puțin. Iată ce sunteți, mic euridicol, un moștenitor, un petrecăreț și un cinic profesionist. Nu mai fiți așa de sigur de ceea ce spuneți. Simte, prin urmare, magistratul că s-a adunat un pic de emoție, că se naripează proza lui d'Ormesson și simte, ca de fiecare dată în carte, nevoia să o reteze. Acest mod de a construi cartea, zic, căruia îi văd
foloasele, mai iritat prin astfel de ponoase. Da, pe mine m-a iritat ideea că se așează singur în centrul unui tribunal neconvocat de nimeni. Dar nu m-a iritat acest dialog cu supraconștiința, pentru că e unul din punctele cele mai tare ale cărții. Extraordinara capacitate de demistificare a oricărei ipostaze posibil inautentice în numele lucidității. O luciditate care prin vocea presupus inchizitorială a societății devine metafizică pe alocuri. Adică nu face doar să tempereze, știu eu, pulsiunile patetice, romantismele, micile note sentimentale sau complezența asta, să-i spunem, burgheză. Pune în criză însăși capacitatea omului de a se evalua, pune probleme, adevăratele probleme mari, poate nu neapărat soluționate în răspunsurile lui Dormesson, lui mem, sunt puse de această voce. Deci cumva vocea aceasta e cea care dă și o greutate testamentară și cumva filozofică întregului volum. De altfel, poate că spre finalul dezbaterii noastre n-ar fi rău să încercăm să găsim un răspuns și la întrebarea relației lui Jean Dormesson cu Dumnezeu. Pentru că, cum spuneam, un catolic cultural care se declară agnostic. S-a declarat agnostic pentru că mainstream-ul în elita franceză e agnostic. Adică zice, bun, nu e ateu la modul marxist-leninist, dogmatic sau așa, dar zice, până la urmă, e tot una cu bunul simț, bunul simț inclusiv metafizic, să spui, până nu văd, nu cred, până nu sunt dincolo, n-are rost să fac afirmații peremptorii despre geografia eschatologică. Dar e limpede că asta e o cochetărie, o convenție socială republicană de, cum să spun, de antropocentrism francez și de cartezianism ăsta de consum, pentru că, de fapt, Franța continuă să fie frământată de mari spirite capabile de întrebarea metafizică, capabile chiar de trăiri mistice. Și, deci, cu alte cuvinte, linia lui Pascal nu e obturată, nici măcar în Franța contemporană și printre prietenii lui, obsedați de sacru și de morfologia sacrului, cum a fost Roger Caillois. Ori el zice, de pildă, j'attends ma mort sans impatience, mais avec une humble espérance. Îmi aștept moartea nu cu nerăbdare, dar cu o umilă, smerită speranță. Păi, speranța a cui se adresează, nu? Dacă e totul... Deci e exact ambiguitatea agnosticismului. Nici da, nici nu. Nu pot să demonstrez existența lui Dumnezeu, nu pot să demonstrez nici inexistența lui. Deci el merge pe această linie. Găsim, dacă citim cu atenție, foarte multe note de sensibilitate așa criptocreștină sau discret creștină. De exemplu, zice, echilibrul sofisticat al lumii nu e produsul hazardului, ci a unei gravitații amoroase. Iată un program filozofic care nu e cel al unui determinist ateu, să zicem așa, sau unui adept al teoriei că tot ce există este un fruct al hazardului. Bun, deci cu alte cuvinte, cu cât se așterne timpul și e cunoscut mai departe și citit, recitit, înțeles, trebuie să fim atenți și cu cartea lui de vizită așa cum o arată în primă instanță. Pentru că există în Dormesson suficientă subtilitate, complexitate pentru ca personalitatea lui să fie decojită așa strat după strat și să aflăm mereu ceva mai profund decât îi permitea educația lui de gentleman care nu-și arată sentimentele să o facă.
Cam asta vreau să accentuez și apropo de relația cu lumea de dincolo, cu nevăzutul, cu invizibil, cu spiritualul, cu divinul. Nu, e important, da. Pentru că altminteri o halcă din carte ar fi rămas netratată. După cele câteva sute de pagini în care are loc un soi de proces, într-adevăr, volumul se încheie cu un soi de confesiune filozofică a autorului, cu un fel de profesiune de credință la care nu ne referiseră. Mai avem doar câteva minute și aș încheia românește dezbaterea. În speță, are ieșit din dialogul nostru, reiese în mod clar și din carte, că Dormesson a fost un prieten al României. Nu doar că a stat aici 3 ani, într-o epocă foarte interesantă. Și a revenit, inclusiv pe la Neptun, cu da, conferință. Dar în carte reiese o tenace afecțiune față de România. Afecțiune cu atât mai semnificativă cu cât cartea a fost scrisă la multe decenii după experiența lui românească. Există în volum pasaje aproape exaltate despre Calea Victoriei, pe care o numește cea mai importantă arteră din estul Europei. Există calde fotograme despre Sinaia. E la un moment dat un fel de pledoarie pentru importanța culturii române în context european. Sunt câteva paragrafe în care Dormesson vorbește de mari autori români cărora Occidentul are să le plătească într-un fel sau altul datorii simbolice. Așa stă lucrurile. Fiind acest om un prieten al României, cum vă explicați palida lui recepție la București în ultimele decenii, aș spune? În continuare, iradierea metropolitană a Parisului există în România. Sunt măcar 10 scriitori francezi contemporani față de care Bucureștiul literat e căzut în limbă. Îi vedem publicați tot timpul, îi vedem recenzați, îi vedem invocați în dezbateri de tot felul. De ce din lista asta scurtă de autori francezi care contează la București lipsește un prieten care ne-a fost? Da. Merită să amintim că Jean Dormesson a fost unul dintre cei doar 17 scriitori francezi, filozofi, etc., care s-au văzut publicați în bibliotecă de la Pléiade antum. Adică au văzut ediția lor din bibliotecă de la Pléiade. Asta spune foarte mult despre... Adică numai autorii care, pe de o parte, au trăit suficient de mult ca să devină clasici în viață și, pe de altă parte, chiar au fost prețuiți de elita franceză, s-au bucurat de acest privilegiu, nu, de a fi publicați în bibliotecă de la Pléiade. De ce e mai puțin cunoscut? Pentru că e un cerc vicios. Nimeni nu-i cunoaște legăturile cu România, deci, pentru că nu-l cunoaște pe el, sau, mă rog, aproape nimeni. Încercăm să corectăm acest fapt, dar e și un parțial declin al francofoniei, noua generație complet anglocentrică. Trebuie să admitem și asta, deși filierele de educație franceză sunt în regulă și citeam că vreo 18 universități românești totuși au filiere franțuzești în cursurile lor, oferă cursuri complete în franceză. Deci nu stăm chiar așa rău. Mai rău e cu recepția, adică practic interfața scriitori, critici, filozofi, etc., mă rog, oameni de cultură, care s-au reorientat masiv spre anglosferă și nu mai sunt atât de bine sincronizați cu noutățile editoriale din Franța, fără să putem generaliza. Totuși, principalele edituri din România sunt conduse de o generație foarte francofonă și francofilă. Patronii, vreau să zic. Și asta se vede și în cataloage și în faptul că... Dar nu mai e ce a fost. Adică, cred că românii de sub 40 de ani... A uitat simbioza româno-franceză dintre 1848 și 1948, un secol în care s-a întâmplat tot ce era mai important pentru țara noastră
și în care Franța a fost vioara întâi, adică, mă rog, nu mai fac inventarul, dar oricum ne-a ajutat să ne configurăm, să apărăm la suprafața lumii moderne. Ori asta e probabil cea inevitabil, nu trebuie să facem cuiva o vină, dar în același timp, cred că dacă cineva ne dă acum lista tuturor cărților franțuzești traduse anual în România, nu stăm chiar așa de rău. El însuși, având un mic portofoliu deja la... Da, la baroc. Da, adică deja asta este a cincea carte. Iată. Și nu știu dacă n-a apărut și în alte edituri sau nu. Stimate domnule Baconschi, vă mulțumesc tare mult că ați înfruntat gerul ca să fiți astăzi cu noi. A fost o plăcere. Adevărat că n-am apucat să fac o introducere, dar sigur v-ați prezentat prin felul în care ați vorbit. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu.